Salutare, nocivanilor, bine v-am găsit la un nou episod binovolant de Pandemic Express. Suntem de data aceasta alături de Houdini. Salut! Merge și la el cu un subscribe acolo pentru că merită. O să jucăm împreună. Jocul încă nu este făcut co-op, dar o să facem noi. O să încercăm o jumecherie. Ce să zic? Hai să vă povestesc despre joc. Cei care știți deja jocul, este ok, dar hai să explic pentru cei care nu știu și pentru Houdini și care ascultă. Ideea este că la început suntem 30 de oameni într-o încăpere. Okay. Și acei 30 de oameni, doar unul dintre ei, în momentul în care se deschid porțile pentru a fugi, devine zombie. Și acel zombie trebuie să prindă oameni normali, să-i transforme în zombie și cu cât transformă mai mult, să-ți dai seama că e mai ușor să câștige ei, da. Și ideea e că ori câștigă oamenii, ori zombie. Și pentru a câștiga oamenii, trebuie să se urce pe un tren și să evadeze cu trenul. Cam asta e ideea. Am o întrebare, de exemplu. Așa. Dacă, nu știu, tu ai fost om... Și practic câștigă oamenii la final, adică nu știu, câștigă doar cel care rămâne om. Dacă ai făcut zombie deja ai pierdut sau care. Da, practic nu poți să câștigi ca și zombie. Deja se schimbă echipa, ești în altă echipă. Okay, mă înțelegi? Se pune win dacă câștigi ca și zombie. Da, nu, dar și ca și om, dacă rămâi om și scapi, e win. Bun, e logic, bun. În fine, nu uitați de like-uri și la mine și la Houdini, subscribe, clonțopel, toate cele, bam. Vă așteptăm și pe live-uri, pe StreamCraft, toate cele, hai să vedem. Deci, ești pregătit să dai escape? Escape, da. Hai, 2, 3 și... Ok, am dat și eu de altă. Acum ideea e că încă nu există co-op-ul nocivanilor, deci nu știu dacă putem să jucăm. Hai că stare curios, mi s-a conectat acum? Oricum, practic... Se încarcă? Da. Ne bagă în același? Dar oricum, dacă ei văd deja episodul, înseamnă că ne-au băgat, că dacă nu, nu-l punem. Deci dacă voi vedeți până aici, să ne bagi în hai să vedem. Deci faza e că momentan nu există. Sunt curios. Sau nu știu, să inviți o persoană să te joci împreună cu ea. Da, e jocul la început. Am dat amândoi escape deodată și sper să ne bagi în același. Doamne ajută. Doamnele ajută. Sper să fie bine. Hai să vedem. Ăla, mă, vezi cine nu da, are? Da. Ăștia sunt Doamne ferește. Dacă vedeți acolo sus în dreapta Houdinașilor. Ăștia sunt oamenii, cred. Sper să nu confund. Oare? Sunt oamenii? Omenașii? Bă, chiar nu mai știu. Sincer, seamănă mult mai mult a zombie, știi? Dar zombii au ochii colorați și de asta... Și nu mă, dar zombii au ochii foarte aprinși, așa, foarte colorați, dubios. Ah, okay. Și de aia zic. Bă, se aude o muzică ceva? Se aude? A început? Doamne, ce tare, ui. Mie încă nu mi-a intrat. Scrie că în 2 minute 30 începe, stai să-l dau mai da, am văzut că sunt 19 din 20 la tine. Hai cu loading-ul. Haide, Barusane! Fly bun, am dat la jumătate, frate. Și am văzut că v-a plăcut primul episod, sunt peste 26.000 de vizionări. Mă bucur. Undeva la 25%. Gata, hai că-mi intră și mie. Așa că ne bag în același, stai să vedem. Încă 2 minute mai durează. Da, dar mai sunt 4 locuri doar la tine. Cred că suntem în același. 2 minute fix. Stai, cum dădeam mute, că nu mai... e așa, mute all. Unde pe tab și dau mute all după. Pe tab și mute, așa mute all. Bun. Okay, uite-te, uite-te aici. Sunt în lângă tine, lângă tine. Ai trecut. Uai, dar se blochează puțin jocul, dar așa e jocul, n-avem ce face. Ok, oricum se mișcă din. Bun. Ce punct s-a dat? Ok, fii atent. Taci, taci puțin să avem un plan. Hai să stăm undeva cel mai izolat de ei. Cineva se aude muzica asta. Eu cred că mi-am oprit-o. Da, cum ne-a oprit muzica asta? Nu știu. Eu am muzica pusă de mine, nu știu. Hai că începe. Lasă începe. Muzica, se aude prea tare. No, acum trebuie să ne ascundem. Încă nu s-a transformat. Uite, îl vezi pe la zombie? Are ochii roșu, are ochiul galben. Da, uite-te. Vezi că e lângă tine, te-a mușcat. Oh my god. Mare clopot în cap, frate. Doamne, cât de tare se aude jocul ăsta. Mamă, te mănânc pe toți. Eu l-am dat pe vreo 10%. Am mutat și pe ăsta. Și numai trebuie să-i mușca asta tot? Da, acum noi am fugit. Deci Houdini este zombie. Bă, dar de ce n-ai fost pe fază? Păi n-am înțeles nimic ce se întâmplă. Ok, și tu nu trebuie să ne lași pe noi. Las că devin și eu zombie și după aia ne atacăm împreună. Nu mănânc pe toți ăștia, mă, ăștia stau, ăștia dorm aici. Păi nu contează, mănâncă-i. Mănâncă-i, că... Noi... Trebuie să facă negri. Da, trebuie să-i muși de mai multe ori, cred. Și tu unde ești? Da, hai că zic unde sunt. Păi ai zis că te faci zombie, mă. Păi nu mă fac zombie, am zis, dacă ui să mă facă cineva. Dacă eu-s nebun. Nu, fraților, că eu vreau să rezist. Eu l-am dat pe 10%. Hai, sunt 50%, frate, că eu dau de aici din ăsta. A, păi nu, eu nu dau de acolo. Doamne, că le dau pe toate, pe minim. Da, se aude destul de tare. Doamne, ferește, dă-i mă, fly, mă. No, și vezi acolo că este un tren. Pe mijloc. Unde, pana mea, e o săgeată acolo. Sus, măi.
Un tren pe mijloc, gen... Da. No, trenul ăla când ajunge în capăt, am scăpat. Doamne ferește. Și ca și zombie, poți să fii două tipuri de zombie. Ori unul care se face invizibil, ori... Opa. Și cum o fac? Cum folosesc chestii? Păi nu poți decât când mori, să-ți alegi un alt zombie, ori unul care explodează. Aaa, l-am văzut pe unul, l-am ginit, mă duc după el. Noi sărim pe aici, nocivanilor. Let's go, boys. Noi ne îndreptăm către tren. Băi, să nu mă omor dacă mă vezi, bă, să nu mă omor dacă mă vezi. Hai să căutăm în casa asta, nocivanilor. Ne trebuie mai multe iteme. Eu dau la fraier. Bă, sari mă și tu mă. Ce? Aulu! Aulu! Doamne, e unul aici, e un zombie aici. Cine pana mea e ăsta, că nu-i văd numele. E un zombie aici. Stai mâncat, frate. E mâncat ăsta, l-a mâncat. Deci unul e mâncat. Dar cum se uită la atât de sus, mă? Oh my god. Cum pana mea sară știe așa multă? Băi, dar sunt prea mult zombie aici. Nu trag ăștia, nu mă. Adică bine, mâncat, pardon, nu trage. Băi, barosane, bă, dar... Sunt prea mult, m-am prins. Mamă, sper să-l prind și eu pe ăsta. M-o prins, bă. Ai, mă, patroane. Ha. Deci eu știi ce aveam, bă? Acum suntem doi. L-am paladin. Bă, Houdini, bă. Ce? Aveam un pistol care avea 3 gloanțe, dar totuși aveam 50 în total și doar 3 încăpeau în încărcător. Ia. Ce prostie, bă. Stai că mă duceam în direcția greșită. Ce mă oftic. Nu știu exact. Cred că ai... A, văd că am 3 vieți. Văd că am 3 vieți, deci probabil de 3 ori. A, deci nu moare chiar așa din primul. Nu, ca să poată să fugă și el, îți dai seama. Ia, nu, Barosan, am înțeles. Bă, dar ce moftic, bă. Cum bă să ai pistol care are 50 de gloanțe în total, dar tu să poți să pui doar 3? Dar ăsta cum va fuge și controlul, mă? Au, ăștia au luat mașina, frate, și-au fuge cu mașina. Da, știu. Există și mașina, există de tot. S-a răsturnat cu mașina. L-am mușcat pe unul. S-a răsturnat cu mașina. Opa, mamă, ce săritură a făcut Barosanul. L-am mușcat încă o dată pe unul. Acum l-am mușcat o dată pe unul, mai mușcăm încă o dată. Ai. Au. Mamă. A, îl prindem pe ăsta, e gata. Ba, nu mă, sunt prea mulți aici. Pot acum, am omorât, mă. M-am făcut boomer. Da, te poți face boomer din ăla. Explodez la final. Ah, ok, am înțeles cum stă treaba. Oceanul Barosan, nu? Da, n-am cum să-l prind pe ăsta nici într-un milion de ani. Doamne, fer. E destul de dubios, frate. E greuț până înțelegi jocul, e greuț. Da, e greu, mă. Și vezi că ție ți se încarcă ceva jos, acolo. L-am mușcat pe unul. Am bucurit, frate. Și am dat și ceva de aici la unul. Da. Îi dai și de aici. Ah, că m-au văzut, mă. Așa că m-am pus automat cu celălalt. Nu știu cum e faza. S-a blocat, nu știu. A, ți-ai mișcă puțin în lag, așa jocul. Uneori. Da. Dar e ok. Oh, trebuie să... L-am mușcat pe unul, l-a făcut zombie. Let's go. Trebuie să oprim ăsta trenul. Da, mă, că știu că asta trebuie să facem. Ok, hai să mă fac și eu boomer. Sau nu, phantom. E tare și phantom că te faci invizibil. Mă cu mașina. Nu știu, pe mine nu mă omoră niciodată nimeni cu mașina. Nu credeam că mă poate omoră cu mașina, frate. Hai să vedem. M-am gândit vreodată. Să ai mare grijă, tu ce te-ai făcut boomer? Nu, să explodezi în față dacă poți. Da, l-am pus automat. Bine, trenul, bă. Da, dar nu prea putem să-l oprim. Eu văzut. Băi, dar pe mine cum mă văd ăștia că eram invizibil, frate? Ah, vai, dacă ți-s aici. Mamă, da. Mamă, păi te sparg, ăștia mă, n-ai cum să-i oprești. Instant, da. Nu ai cum să-i oprești, frate. O să sar direct pe tren. Acolo pe trenul ăla. L-am mușcat pe unul, l-am făcut zombie. Bine. De acolo de pe trenul ăla? Da, mă, am sărit direct de sus pe tren. Să opri trenul. Ai. Trag direct după mine. Acum am sărit și eu. Dar nu știu cum mai ajung eu sus. Bă, dacă îți dau R cu ăsta, pot să-mi aleg pe ceva altcineva. Okay, ah, uai, stai că m-am făcut altcineva. Ok. Mă fac boomer ca să explodez în față. La asta. Explodez acum ca să opresc trenul. Bum. Am explodat și eu în fața trenului. Cred că l-am avariat puțin. M-a dat în China, frate. Da, și, păi știi de ce? Pentru de că ce? Dacă trece cu trenul de un anumit checkpoint al nostru, okay. Noi dăm mai în spate. Am înțeles. Știi? Dar și eu vine, sunt în spatele tău acum. Doamne ferește. Uite-te în spatele tău. Deci nu cred. A, te-ai făcut invizibil. Nu te vede nimeni, cred. Da, nu te vede nimeni. Acum am zis în primul ăsta, mă vede acum. Da, după 10 secunde te vede. Aici. Bă, o să încerc să explodez în față. Au, nu, o tras după mine,
Hai să mă fac fantomă. Fii atent o schemă aici. Nu am nicio șansă să fac ceva. Fii atent schema la Nocivanu Barosanu. Absolut nicio șansă. Aolo, n-am vrut să fac asta. Nu știu cum să dai. Am sărit rău. Uite că sunt pe jos unii. Mă duc acum aici eu după unul. Oricum mai dăm un match, cred. Să vedem. Mi s-a blocat. Ah. S-a blocat și tine? Nu, am căzut de pe munte. Mi s-a blocat pentru câteva secunde. Bă, ăștia-s cu barca, ești nebun. Am înțeles. Doamne, ăștia-s cu barca, frate. Da, 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 l-am mușcat pe unul. M-am urât. L-am mușcat încă o dată pe ăsta? Ah, încă o dată. Deci l-am făcut pe unul zombie și unul e aproape zombie. Invizibil. Doamne, ferește, ce-i pe aici. Unde-i trenul? Barosane, e departe rău. Deci n-am mai apucat să mă apropii de nimeni. Deci de absolut nimeni. Și vezi că acum s-a pus și scutul. Nu știu care-i faza cu scutul. Ok. Mai sunt 15 oameni. Trebuie să apare acolo Eat Humans. A, s-a oprit iară, mă. Da. Ai barieră aici? Da, dar nu știu. Văd și eu, sunt spatele tău, uite. De ce barieră? Păi nu știu care-i faza cu bariera asta. Hai să folim bariera. A, merge să o colești. Da, m-a omorât. Hai să vedem. Eu o să aștept. Bă, știi ce trebuie să facem? Dacă mori, fă-te fantomă. Și hai să stăm amândoi aici, să sărim pe tren deodată. A, nu prea am ce să fac, mă. Sunt aici în spate de tot. Mă, încerc să morc acum pe tren. Eu stau aici, aștept trenul. Acum, a, dar nu pot să trec de barieră. Dacă mori, fă-te fantomă, te rog. Deci nu mai cum. Păi, da, dar nu mai pot acum. Păi du-te și omoară-te repede. Uite, bă, că m-a aruncat ratatul ăsta, bă. Ce ratat, mă. M-a aruncat unul, bă, doamne. Stai în echipă cu mine și mă... mă încurcă. În față. Ce ratat. Doamne, stai că încerc să... încearcă să te faci fantomă și să sărim. Wow, 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 wow. Nice, hai că e bine, e bine, e bine. E bine ce se întâmplă. L-am făcut pe unul fantomă, adică zombie. Nice, 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 bine. Bine. Unde-i trenul, aulu? Mamă, ah. Ah, că la limită. Eu te-l pe ăsta, fii atent că pică. Hai după ăsta. Hai, n-o ceva lor pe ăsta. Deci super, super nebunie aici. O, oh, bine. Mai sunt doar 7 oameni, mai sunt doar 7 oameni. Doar 7? Doar 7, da. Doar 7, doar 7. Hai să vedem. Pana mea să știam. O, acum putem să mergem pe sârmele ghimpate. Da, de asta vreau să sar acum direct pe tren. Pe sârmele ghimpate, o și eu mă pe ăstea de înaltă tensiune. Ce sârmă ghimpate? Hai că sârmă-i. Hai că sunt și eu pe tren. Doamne, dar ce trag ăștia în mine, frate. Da, s-or da jos de pe tren. E bine că nu mai sunt pe tren. A, m-am omorât. Pe mine, dar nu poți să te apropii de ei nici cum, frate, deci absolut nu ai nicio șansă să te apropii de ei. A, dar i-a variat trenul, rău de tot. Hai că mai sunt doar 6 oameni. Da, stai pe tot. Ce tare e jocul, mă. Una aici în partea asta. 5 oameni mai sunt doar. Acum să le iau pe la spate. Oh, încerc și eu să-l prind pe ăsta. Da, pe ăsta l-am prins eu care o sărit, l-am mușcat odată. Da? Da. O, să vedem unde până mai sunt. A, au câștigat? Ce? Nu ce s-a întâmplat. Aaa, ah, mist. Mist, a, ori pierdut trenul. Da, ori pierdut. Deci ori pierdut trenul, fraților, hai de viața mea. I-am făcut să piardă trenul. Doamne ferește. Great. A, și uite că-ți dă level. Nu era chestia asta înainte. Exact, avem level, adică am level 1 și un sfert, să zic. Eu am 1 jumătate. Ce tare. Nice, Darino, bun. Și? A, acum cred că ne bagă în altul, automat. Oare? Ar fi tare. Nu cred, nu. Ok, hai să încheiem episodul aici. Deci dacă v-a plăcut episodul cu Dinașilor, să nu uitați să rupeți acolo butonașul de like și de subscribe. A, mi-a ieșit din joc. O să mai filmăm niște episoade cu jocul acesta, sper să se miște mai bine, pentru că ați văzut că se mișcă puțin în lag. O fost tare. Dar a fost destul de șmechiat. Eu zic că am câștigat. Am fac prea multe chestii pentru că îmi dădeau ea pe prezean acolo. Eu am prins vreo 4-5, cred că. Am fost la început, pe câțiva după aceea, spre sfârșit. Să-mi spuneți voi, Nocivanilor, cât ți-am prins eu. Ok, bun. Și să nu uitați de toate cele acolo în descriere. Aveți Instagram-ul, contul meu secundar, contul lui Foxy. Rupeți acolo butonașul de subscribe. Și o să ne reauzim pe următorul episod. Pa, pa! Nocivanilor, să-mi spuneți în comentarii câți am prins eu. Eu zic că a fost super tare. Păcat că Houdini a fost prins la început, dar adevărul e că nici nu prea înțeles exact ce trebuie să facă, cum arată zombiul la început. Și o să fie mai atent acum la următorul episod.
Vă mulțumesc pentru atenția acordată, nu uitați de un like, un share, un subscribe, să-mi spuneți, v-am zis în comentarii pe câți am prins, că nu știu, sigur s-a uitat cineva la tot episodul și o să ne poată spune. Jocul mi se pare mirobolant, o să încerc să scap și cu oameni, ca om, dar e destul de greu pentru că ați văzut, am prins un pistol care avea 3 gloanțe în condițiile în care eu aveam 50 în total. De ce în cap doar 3 gloanțe în pistolul vieții? Că e un revolver care cred că avea mai multe, ba nu, cred că doar 3, că îl văd în imagine, vedeți? Văd 2 acolo. Exact de la are ăsta. Și cred că doar 3. De ce face un pistol cu 3 gloanțe? Și se mai ai încă 50 în încărcător. În fine, asta este. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Nu uitați de un like, un share, un subscribe. Aveți și canalul secundar în descriere și Instagram în dreapta jos imediat apare. Veniți și pe live-uri pe StreamCraft în fiecare seară la ora 19. Toate cele bune și ne vedem în episodul următor. Pa, pa! A, da, nu uitați să mergeți și la Houdini. Îl aveți în descriere cu un subscribe. Susțineți-l și pe el acolo. Păi da, ce facem? Dacă ne susținem, cine să ne susțină? Haideți, un subscribe plus clonțopel plus toate. Nu, bă? Da. Așa. Vă vedeți acolo. Numai bine. Pa, pa!